Bun găsit. Vă invit să vizionați tutorialul Microsoft Sway. Sway este o aplicație pentru a realiza prezentări interactive și a fost lansată în anul 2015. Iar astăzi face parte din suita Office 365. Mai întâi, deschidem în browser și scriem. Sway.office.com și dăm Enter. În pagina de start, ni se spune ce putem crea cu Sway: buletine informative, prezentări, comunicații, putem prezenta rapoarte sau proiecte educaționale. În partea dreaptă sus, avem conectație la contul dumneavoastră. Ne putem conecta doar cu un cont Microsoft sau un cont Office 365. Eu acum mă voi conecta cu un cont Microsoft realizat acum mai mulți ani. Ce Am scris adresa de e-mail facem clip pe următorul, parola și dăm conectare. Automat ne apar toate sway realizate de către noi. Ne spune creați un sway nou sau începeți de la un document. O să dăm creați un sway nou. O să scriem Sfintele Aine. Și la fundal o să adăugăm o imagine cu Sfintele Taine. Bine. Apoi avem posibilitatea să inserăm conținut interactiv. Dând click pe plus, unde scrie inserare conținut. Ce putem insera? putem insera text ca și titlu sau text. Da? Deci scriem aici. Sfintele. au fost instituite de Fiul lui Dumnezeu. Am adăugat text. Apasăm din nou pe plus la inserare conținut și o să inserăm acum o imagine. Apasăm clic imagine și o inserăm după dispozitivul nostru. Și putem să descriem Sfânta Euharistie. Mergem mai departe și avem la media video. Deci putem să adăugăm videoclipuri. Putem să glisăm un uh, videoclip aici sau să inserăm un cod de încorporat. Noi o să facem cu codul de încorporat. Inserăm codul aici și lăsăm. Apăsăm din nou pe inserare conținut. Apăsăm din nou și avem posibilitatea la media să adăugăm și o fișă audio. Și putem să glisăm aici un fișier audio și el se va auzi sau putem să-l încărcăm din calculatorul nostru. Deschidere și fișierul a fost încărcat. Bine. Apoi, pentru a vedea ce am realizat până în acest moment, dăm click pe redare. Și deja sueiul nostru prinde contur. Avem imagine. În partea dreaptă sus, uitați, și înregistrarea. În partea În partea dreaptă sus, la pagina de start avem posibilitatea să vedem ce aspect are sueiul nostru. Uitați, putem vedea stil pagină, după aceea putem vedea defilând orizontal și în final putem vedea ca și o prezentare soiul pe care noi l-am realizat. Da? Bine. Acum mergem la partajare și avem posibilitatea să dăm celorlalte persoane posibilitatea să vizualizeze sau să editeze sueiul nostru. Este de dorit să lăsăm vizualizare pentru a nu interveni. Sau putem să-l postăm utilizând codul de încorporat. Acest tutorial este realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise tutoriale și religie, în proiectul Curiculum relevant, educație deschisă pentru toți, cred.